spune un poet, și te uită ce minune e pădurea înverzită, după soiul fiecare, unul mic și altul mare, frumusețea e felurită. Când privești spre eleganța palmierului cochet, te uimești, văzând distanța, deși e la fel substanța, într-un mărunțel boschet. Cedrul cu ramificații pare un viteaz și este, și stejarii sunt frații, ce minuni și ce creații. Pulberea mirositoare din pădurile de tei te înalță în sărbătoare, ar sarcâmi în splendoare tot parfumul odeșiei. Albinuța de ți-ar spune câte gusturi întâlnește, dulce și amărăciune, că și mierea e o minune, ci tot în pădure crește. Și de-ar fi numai frunzișul cu petală colorată, n-am fi curios de sișul, dar când rupem un velișul, portocala e minunată. Și de-ar fi numai mirosul cu substanța lui acerbă, a rămânea cu frumosul, însă când desfaci cocosul, aromata e superbă. Aleluia! Pentru că toate aparțin Creatorului nostru. Gloria. Aleluia! Dar în capitolul 5 din Apocalipsa apare o cântare nouă. Versetul 9. Vrednic ești tu să iei carte, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Amin. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Scrie în continuare că la cântarea asta nouă, care are de-a face cu mântuirea, sunt două mari motive să lăudăm pe Dumnezeu. Creația aceea de la început și creația a doua, ca urmare a lucrării mântuirii, slăvit să fie Domnul. Amin. Ma, de o creație ați avut parte, nu? Amin. Ne-am născut din Adam, am trăit pe acest pământ până această seară, avem parte și de a doua creație. Aș vrea să vă spun ceva sub titlul Oameni și chipuri. La ce mă refer? Deschide Scriptura cu mine la Efeseni, la capitolul 4. Spune Apostolul Pavel aici, vă citesc de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățat, atenție, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Iată un om, omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați, iată încă un om, omul cel nou, făcut după chipul Dumnezeului Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care dă adevăr. Eu nu vă cunosc, sunt prima dată la dumneavoastră. Uneori nu cunoaștem nici pe cei de aproape, dar pe cei ce nu știm. Dumneavoastră sunteți îmbrăcați în omul cel vechi încă sau v-ați îmbrăcat în omul cel nou? Cel vechi are un chip. Știți unde scrie în Biblie de chipul veacului? Adică un fel de a fi al oamenilor la un moment dat în istorie. Acum avem chipul secolului 21. Mai spune Scriptura în 1 Corinteni 7 de chipul lumii, care trece. Chipul omului nou, am citit aici, că este după chipul lui Dumnezeu. Deci, repet, omul vechi se strică, se schimbă după Domnul puterii văzduhului a lumii acesteia. Omul nou poartă sau poate să poarte chipul lui Dumnezeu. Într-o altă ordine de idei, vă citesc din a doua Corinteni, din capitolul 4, și mai vedem încă doi ori. 2 Corinteni 4, 6. De aceea noi nu cădem de oboseală, și dacă omul nostru de afară, ei, pe ăsta îl vedem, omul de afară, uite, la unul mai tânăr, la altul mai bătrân, la omul de afară unui bărbat, altui femeie, e vorba de chipul nostru fizic. Se trece. Și asta nu e greu de lămurit, așa e? Zice un vers, nu mai e, treceai pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore curat, ca un falnic, echiparos.
însă câte vânturi aspre și a timpului tărie, și-au lăsat pe timp amprenta și culoarea argintie. Era tânără, frumoasă, zbura ca o rândunică, și apoi când bași de seamă, vezi o viață bătrânică. Ăsta-i omul de afară. Se trece. Și spune poetul Dionisie Giuchici într-o poezie, dacă omul de afară trece, asta nu ne înspăimântă, căci în omul dinăuntru noi purtăm nădejdea sfântă. Amin. Omul de afară trece, după cum e scris, dar noi în Iisus avem credință în viața de apoi. Amin. Că așa spune, și totul nostru, omul dinăuntru, se înnoiește din zi în zi. Adică omul ăsta dinăuntru e omul nou și interesant. Dumnezeu face din noi oameni noi și care încă se înnoiesc din zi în zi. Cum adică? Odată ne face noi că cele vechi s-au dus și apoi ne înnoiește pentru că ne dă chipul lui Dumnezeu. Amen. Amen. În afară ce chipuri dăm? Hai să vă citesc. 1 Corinteni 15, versetul 47 în continuare. Omul din tâi, eu și dumneavoastră, cum ne vedem, este din pământ. Omul al doilea este din cer. 49. Și după cum am purtat chipul celui pământesc. E vorba de cel de afară, imaginea lui Adam sau respectiva Evei. Tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Vă rog, rețineți că nu-i greu de priceput, că e mai ușor tineri dragi decât o lecție pe la fizică sau nu știu pe unde. Deci, în plan spiritual, noi putem fi un om vechi cu faptele firii pământești, păcătoși, sau în plan spiritual putem să ne înnoim prin credință în omul de înăuntru și să devenim ca Dumnezeu. În plan fizic, și dacă omul dinăuntru, o și dacă suntem omul nou, în plan fizic suntem la fel, cu o mică diferență, că cei care sunt pocăiți așa sunt mai senin la față. Nu se încruntă ca ceilalți și se vede cu ce somone creștească când înfățișarea feței se schimbă. Mi-amintesc de un tânăr care umbla așa, căia din filme, și după ce l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, a zis mama lui, măi, dar zici că ești altul și la față. E drept că se vede și la îmbrăcăminte pe undeva, nu mai se îmbracă așa haioși de nu știi ce-i cu ei. Dar rețineți ideea centrală și trec mai departe. Dacă în plan spiritual noi dobândim chipul lui Dumnezeu, și omul dinăuntru se înnoiește, se înnoiește și seamănă tot mai tare cu Dumnezeu pe zi ce trece. Când Domnul va veni la răpire, la înviere pentru alții, vom purta și pe din afară chipul celui ceresc. Acum numai înăuntru se lucrează. Și zice un Ioan capitolul 3, acum suntem copii al Dumnezeu și lumea, ei nu ne cunoaște, că nu ne pot face poze la omul dinăuntru, așa, dibuie ceva. Dar când o să se schimbe și omul din afară, cum spunea recent o soră, că a avut așa o viziune cu răpirea, zice, mi s-a dat să cunosc trei surori, dar n-au fost cum arătau când au murit. Toate trei erau tinere, frumoase, îmbrăcate mirese. Vom purta chipul lui Dumnezeu și pe din afară. Vom fi ca El. Știți de ce? Ca să avem comuniune cu El. Ca El și cu El. Doamne, ajută-ne! Zice Dorz într-o poezie, dă-ne feții strălucirea cugetului luminos, Duhului încredințarea viitorului frumos. Dă-ne dragoste căldura ce dărut la orice pas. Amin. Și credinței neschimbarea unui dorit rămas și nădejde totdeauna biruință de nefrânt și încheie, zice, dă-ne feței treci înălțarea, necurmat spre fața ta, până o vei uni cu tine și vom sta înaintea ta. Amin. Vreți să ajungem acolo? Amin. Toți vreți? Amin.
Să înseamnă că o să vă intereseze ce spun în continuare. Vorbește. Deci dacă vreți în omul dinăuntru să semănăm cu Dumnezeu și la vremea aceea și chipul din afară să fie al lui Dumnezeu. Aleluia. Hai că mi-este dat să vă spun acum. Scumpa mea soție a plecat la Domnul de 2 ani și o lună. Și cu o lună de zile înainte de a pleca, un proroc a avut următoarea vedenie. Se făcea că urcau oamenii pe un munte, dar urcușul e mai greu. Alții au rămas pe câmp, așa, e greu să urci. Toți cei porniți spre împărăția lui Dumnezeu sunt cei ce urcă spre munte. În Biblie, muntele e simbolul împărăției. Urcau unii pe teren mai bun, alții pe teren mai accidentat, prin spini, nu toți pe cărare netedă. Dar pe la jumătatea muntelui era ca un filtru din îngeri și nu erau lăsat să treacă numai cei care erau sinceri și cu inima curată. Și prorocul i s-a dat să cunoască pe doi care nu au fost lăsați să treacă. Și după vreo două săptămâni, după ce a avut vedenia, s-a întâlnit cu unul din ei și îl întreabă ce faci. Și spunea, bine, frate, că treabă, pacea Domnului, vă duc, că-s grăbit. Măi, după o săptămână cade bolnav și îl vizitează prorocul și îl întreabă ce faci. Ei bai, ei bai de două ori. Ei bai că-s grea bolnav. Omul din afară e în pericol. Dar e mai mare bai, eu nu știu dacă pocăința mea mă mântuie. Câteva zile mai târziu a trecut din viață. Și mă întorc la vedenie. Zice, aceia doi și alții n-au fost lăsați să treacă. Și dintr-o dată din oameni în carne și oase am văzut că s-au prefăcut în niște buștene, așa, niște trunchiuri de copaci. Au fost tăiați și adunați într-o grămadă și au întrebat prorocul în timp ce era filmul ăsta a vedenii, Doamne, ce-i cu ăștia? Pentru judecata din ziua de apoi. Unii încercau să treacă de filtru și să spună, eu sunt credincios. Dar pe lângă mărturia asta care o avea ungerii foarte exactă, mai era și o fiară undeva așa în partea stângă care păra și spunea, ăsta nu-i curat, e mânjit, ăsta e de-a meu. Știți că satana e pârșul. Și de-aia am văzut pe cei ce au trecut de filtru, între care și soția ta au trecut printr-o vale, un povărniș, și cum curgea așa imaginea vedenie, ce sus era un castel, de nu se poate povesti de frumos. Și în fața lui un platou, și doar 3-4 mai erau înaintea ei să intre în cetate. Și a ieșit un înger, cortava de aur, și avea mana ascunsă și i-a servit numai câte un bob luau de acolo. Și care cum îl gusta, îi se schimba înfățișarea. Deci am mai cunoscut care soția ta, numai după fața ei senină, că restul arăta ca ungerul, numai așa ca o aură. Și le s-a spus, bucurați-vă că ați ajuns cu bine la capăt, veți intra în cetate. Și-a zis, frate, după ce am avut vedenia asta, n-am mai dormit toată noaptea. Și mă tot gândeam, unii vor rămâne la filtru și nu trec și rămân la judecată și alții sunt admiși să intre pe porți în cetate. Mă întorc la textul nostru, Efeseni, capitolul 4. Și spune Scriptura aici, de la versetul 17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Adică cei de afară, omul cel vechi, dar care e marea lor problemă? Având mintea întunecată. Dar cum s-o fi întunecat? Că doar zice să vă mor că Dumnezeu a făcut pe toți oamenii fără prihană. Nu-i spune Pavel cum s-a întunecat. Vă citesc din Roman, din capitolul 1, de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca cei din cer, nu i-au mulțumit, cum spunea fratele, și s-au gândit la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat la minte. S-au fărit că sunt înțelepți și au înnebunit. Marea problemă a oamenilor este mintea întunecată. În aceeași idee, zice Apostolul Pavel 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 3 și 4, dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavă lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Să mulțumiți lui Dumnezeu că v-a luminat mintea. Amin.
sunt mulți oameni deștepți în lumea asta, dacă îi măsor la pricepere cu IQ-ul, cum se măsoară acum, care e cu mintea mai dotată, cine știe, noi nu vom fi printre fruntași. Dar au zis Domnul Iisus că Tatăl s-a ascult de deștepți și s-a descoperit la prunci. Da? Domnule, amin. Cum zice Dorz într-o altă poezie, pentru cei înălțați și mândri ești înalt de neatins, pentru cei cu minți îngoste, Doamne, ești de necuprins. Aleluia. Dar atât de mic ești, Doamne, și atât de apropiat pentru cel ce te primește într-un cuget nestricat. Amin. Pentru cei ce văd, ești totul și într-un munte și într-un spic. Măriți să fie Domnul. Dumnezeu să lucreze cu lumina Lui la mintea dumneavoastră. Îmi spunea o familie din Pitești, sora pocăită, el nu era inspector, considera că pocăiții sunt așa o speță mai inferioară și o bazocorea pe tema asta. Dar într-o zi de joi zice, vin și eu la adunare cu voi. Ea s-a necăjit că ar fi vrut să vină într-o zi, unde evangelizare și un program mai special. Dar cum se zică să nu vină, de atâtea vreme l-a rugat să vină. S-a rugat sărăcuța și a stat cu emoții, Doamne, nu fost mai niște frate, am dat niște îndemnul la rugăciune, gata. La întoarce spre casă, el îi zice, dragă, mă pocăiesc. Bucuroasă, cum? Eu am avut trei întrebări în mintea mea care nu îmi dădeau mie nici cum și pentru asta socoteam că ceva nu-i regulă la voi. Dar zice, bătrânul ăla care a zis să dea îndemn, mi-a răspuns la toate cele trei întrebări în ordinea care le aveam în minte. La. Păi știa bătrânul ce răspunde. Dar știa Dumnezeu. O socotit că a venit vremea să-i descuie mintea. Și când o întreba Domnul Iisus Hristos, Matei 16, ce zic oamenii spre mine? Cine sunt eu? Păi și-o dat cu părerea. Un proroc mare, că spui la oameni ce au făcut. Azi zice, păi o fi Ilie, că face și minuni. Ce, dar voi ce părere? Ce Petru, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, ce e viu. Ce-o zis Domnul atunci? Petre, nu mintea ta, Tatăl ți-o descoperă. Glorie, Domnule. Întunericul nu poate produce lumină, dar Dumnezeu poate să zică să fie lumină. Amin. Și atunci ne luminează inimile. Măriți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, de aici pleacă totul, ca omul să se schimbe, să nu mai fie vechi, să devină totul nou și în perspectivă să purtăm chipul lui Dumnezeu. Amin. Asta vă citesc, revin la Efeseni 4, scrie aici de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați învățat, este 23. Să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Unde apare înnoirea? În minte, în Duhul minții. Noi gânduri, o nouă înțelegere a lucrurilor. De aceea, dragii mei, ne adunăm și Domnul Iisus, înainte de a ne fi mântuitor, vrea să ne fie învățător. Amin. Lăsați Scriptura să vă vorbească. Amin. Cu ce Iacob, nu primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Dumnezeu să ne ajute să ne fie mintea luminată, să ne devină toate lucrurile clare în mintea noastră. Să lumineze Domnul și copiii. Amin. Să le placă Scriptura, că acum tehnologia asta așa întunică mintea. După ce stai așa mult pe internet, să mai fie și imaginea asta valabilă pentru toți. Știți ce se întâmplă când privești numai la imagine? Partea stângă a creierului care e înțelepciunea, rațiunea, logica. Așa se culcă și rămâne activă numai partea dreaptă care se uită pe pozele. Și în felul acesta oamenii se întunecă la minte și diavolul tocmai asta vrea. Acum are mijloace să întunece mintea cu nouă de când e lumea. Dar puterea lui Dumnezeu este mai mare. Aleluia. Și El poate să lumineze oamenii, amin, să le dea har și să le dea îndurare, mărit să fie Domnul. Amin. Spune Scriptura, lumina luminează de întuneric și întunericul n-a biruit-o, mărit să fie Domnul. Lăsați pe Dumnezeu să vă lucreze la Duhul minții. Amin. Aici vrea Dumnezeu să facă o ordine, să te înnoiască, să gândești altfel. Amin. Să înțelegi tu ce ai de făcut, ce Pavel în Corinteni 10. Judecați voi? Păi singur ce vă spun. Nu vrem să lămurim pe cineva, să zic așa ca noi, gata. Nu. Ce Pavel n-a vrut să fie doar o vorbire înduplecătoare a înțelepciunii, ci să fie cercetarea Duhului Dumnezeu peste mintea noastră. Amin. Mărit Amin. Să fie Domnul. Amin. Și când îți dai seama de asta, altfel gândești. Știți că păcatul este o nebunie?
Vă amintiți ce om din Biblie, să nu vă spun pe toate așa, să vă mai provoc, să căutați pe acolo, că găsiți și alte lucruri mai interesante decât cele care vi le spun. Ce om din Biblie, după ce a păcătuit, a zis, am lucrat ca un nebun? Amintiți? Da. Pentru că orice păcat este o nebunie, o prostie. Și acum vreau puțin să extindem ideea asta. În omul dumneavoastră cel vechi, hai să-l comparăm cu trupul nostru. Și să nu spuneți că ați fost sănătoși, că dovada ar fi că cineva nu-i păcătos, e că nu îmbătrânește și nu moare. Unde v-a fost boala? Că zice aici că unii strinși cu lăcomie, alții cu necurăție. Zice mai jos că unii furau, alții numai vorbeau urât, alții numai erau răi. Și zice Pavel, hai să vă citesc un alt text, 1 Corinteni, capitolul 6, numere acolo o listă și zice așa. Înșelător, versetul 9, curvar, închinător la idol, prea curvar, hos, lacum, defăimător, nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Ne amintim pe ce parte a fost bolnav. Se spune că la o evanghelizare a fost o săptămână, totul doi colegi de muncă. Unul s-a predat în prima seară, altul numai în ultima seară. Și la urmă s-au înțeles ei ca doi frați, măi, cum de tu te-ai predat în prima seară și eu numai în ultima? Și cel ce s-a predat în prima seară, știi cum am fost noi? Și eu când m-am dus, mi-am văzut hainele murdare zdrențuite și am văzut că se dau haine noi. Păi le-am luat în prima seară, mai unul cu zdrențele mele. Amin. A tale haine nu erau tare vechi, așa mai rupte, așa pe unde nu se vede, știi? Și te-ai obișnuit în ele și este să spui că tu nu ești ca mine cu haine rupte și le-ai păstrat. Dar până la urmă așa a lucrat Dumnezeu și i-a ridicat o mână, să vă stai că așa aici ai rupt și din proce, vă stai că așa aici ai cărpit. Și a zis, apoi tot mai bun este asta că ni le dă și am renunțat și eu la ele. Aleluia! Dumneavoastră ați fost dintre cei mai zdremțui sau nu chiar așa ca ceilalți, nu? Dar a trăit pe aici vreunul fără păcat. Și tot ce-i vechi e spre pieire. Spuneți-mi, vă rog, Adam a păcătuit tare când l-a dat Dumnezeu afară din rai. Și cât de mare le-au făcut? Ia spuneți-mi. Câte fructe au fi mâncat de acolo? O zic, băi, dacă mănânci numai până la 10, nu-i mai dacă treci de acolo, golești o pom. Au rupt crengele din pom sau ce? L-au tăiat? Ce mare le-au făcut? Faci că nu a fost un mare rău. Dar Dumnezeu este sfânt. Și păcatul acela apoi s-a înmulțit. Și asta se vede acum pe pământ cu atât mai mult. Dar revin. Vă știți unde v-a fost boală? Unde v-a fost meteahma? Discutau doi oameni și spune unul noi, pe mine filmele nu m-au atras niciodată. Mi-a plăcut definiția unei surori, zice, actorii, nu e adevărat ce spun, numai se fac. Ce definiție simplă a actoriei. Dar altul zice, dar pentru mine filmele s-a fost viața mea. Cum a întâlnit unul? Ardelean de-a nostru. Eu sunt dus în Banada, Sardelean, zice. Zice, m-a chemat Dumnezeu la pocăință în copilărie. Boala mea a fost filmele. Dar Dumnezeu m-a vindecat, m-a pocăit. După la 30 ceva de ani vine diavolul din nou și spune, măi, ce film mai rulează la cinemea, că nu erau telefoane. Și nu m-am trecut pe acolo să văd la afiș ce film e acum. Atât de-a trebuit la diavol. Intră să vezi ce actor sunt, 20 de ani, a mers un film. Se vadă și un episod, ajunge acasă, întreabă soția, ce se întâmplă de interzit? Nu, m-a ținut șeful. E vorba de un alt șef. Ispita a doua sau a treia zi să intre din nou să mai vadă un episod. Și-a zis, frate, m-a târât diavolul înapoi. Și vă citesc asta din Biblia a doua, Petru, capitolul 2, spunea apostolul aici, vă citesc de la versetul 20, în adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuirii nostru Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Dragii mei, Dumnezeu ne avertizează, atenție acolo unde v-a fost patima. Și acum revin. Cu unele patimi te lupți ușor, cu altele te lupți greu.
E ca și cu bolile. Așa, o gripă, cum se spune, cu medicamente o săptămână, fără 7 zile. Dar sunt alte boli care necesită operații, așa e? Deci cel mai simplu ar fi să ne pocăim când suntem învățați. După predică, așa s-a spus, așa face. Să le spune ceva la copii, să nu-i se plictisească. Uite un băiat cum a fi așa, voi s-a dus acasă, o zi de duminică, luni foarte cuvinte, marți, de asemenea, exemplar. Cine merge asta? Eu, mama, eu. Păi spune ea la sol și dragă băiatul nostru, zici că e altul, e nou. Tot ce-i spun, nu-l ating cu porunca, face-mi dat. Să înțeleg părinții, măi, ce vrea oare? Poate că o să-i făcut ceva rău pe la școală, să pune pe bunii cu noi. Poate că vrea să ne ceară ceva, să meargă într-o excursie, ceva așa, cum vrea să ne îmbunească. Ce de așa cu minte copilul nostru? Și spre sfârșitul săptămânii, că toată săptămâna a fost foarte cu minte, le-a dat așa, mama, oricum bucuroși, dar și mirați. Mă, băiete, ce-i cu tine că săptămâna asta ești altul? Și el surprinde și de-aia nu știi ce s-a predicat duminică? Ce? S-a predicat din porunca a cincea. Dacă asculți pe părinți, Dumnezeu îți dă zile fericite, eu vreau să fiu fericit. Da! Auzi, este cel mai ușor. Să te pocăiești când ești învățat. Vreți? Amin. Zice în Luca 3, când întrebau pe Ioan Botezătorul, zice, noi ce trebuie să facem? Să doriți să întrebați și să fiți învățați. Amin. Dar, spune Scriptura aici, vă citesc cuvintele Apostolului din Efeseni, din capitolul 4, versetul 25. Este vorba, de exemplu, de minciună, zice așa. Dar acum, lăsați-vă de minciună. Coloseni 3, în aceeași idee, vă citesc de la versetul 8. Dar acum lăsați-vă. Adică sunt lucruri care trebuie să decidem noi, să ne debarasăm de ele. Lăsați-vă de asta. Lăsați-vă de mânie. Vă amintiți când v-ați mâniat ultima dată? De mult, de mult, nu? E vrăjmășie. Asta e o... Mânia ține așa scurt. Se spune că mânia e o nebunie de scurtă durată. Dar vrăjmășie e o nebunie de o durată mai lungă. Nu-i trece supărarea gravă. De răutate, e altă formă, geamănă cu ea. De clevetire, de asta ați auzit? Când îți vine minte să povestești? De vorbe rușinoase, asta e mai urât. Care v-ar putea ieși în gură după mințiți, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Deci de aflat am aflat și acum trebuie să te punem noi un efort să ne lăsăm de asta. Prin harul Domnului m-am născut în familie de pocăiți. Nu mi-amintesc să fiu înjurat vreodată în viață. Dar așa când eram și eu ca băieți, ăștia aveam așa niște jargoane, așa niște vorbe, știi? Băi, m-am hotărât să mă las de el. Dar mă scăpam să le zic așa, cum zic bistrițenii, eu mai glumesc pe seama lor, am un genere bistrițean, bistrițenii nu zic nevoie, zic nevoie, alt accent. Și trebuie să te pui efort ca să se scapi, să zic de accentul ăsta, 6 luni de zile m-am trudit să nu mai repet vorbele acestea. M-am limitat vorbirea, că e scris în proverbe că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, vrei să-ți corectezi vorbirea, în primul rând, decizi să vorbești mai puțin. Ca să-ți poți controla vorbele. Poți grijă de 1000 de oi, cam greu, nu? Să ai numai câteva, așa. Ai grijă de ele. Și-am scăpat de vorbele acelea. Poate unii mințesc, că mai știu de la mărturisire, spune, frate, mă scap și mințesc așa, nu că neapărat am propus, așa, vine vorba, așa. Și dacă aș vechea puțin să fiu mater, n-aș scăpa minciunile acelea. Unii trebuie să vegheze, să nu curască, să n-aibă răutate. Vă dau un exemplu. Spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, Luca 6, 27, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Cu trenul de la Arad spre Budapest, acolo trebuia să-l schimb trenul, să mă duc spre Sombotări, spre Grațina Austria. Când într-o Ungaria, polițiștii de frontieră, ce pașaport. Le dăm, era vremea cu viză. Și dați-ne și chemarea. De chemarea a rămas la dumneavoastră la ambasadă când ne-a spus viză, nu? Dacă ne dați chemarea, dați 100 de mărci sau te dai jos de trebuie. Și
se dau sunt în regulă. Jos din tren. Și i-am dat jos din tren pe vreo 10. Trenul s-a dus. Următorul tren era peste 3 ore. Și ne-a băgat câte unul acolo la poliție. Da, vorbea românește. Dai 100 de mărci și nu știu, pe rău, aștept următorul tren. Țin minte că eu am negociat la 65 de mărci. Care cum mi-a stat acolo, băi, de la tine câte o lată. Negocia mai bine, urma 50 de ani. Prin următorul tren am ajuns în Budapesta, în gara Keleti. Când mă uit, nu mai aveam tren spre Graz, numai două zi. Băi, stau aici în gara. Mă uit pe tabel, aveam într-o jumătate de oră sau oricum scurt, tren la Viena, avem Brahov. Și sun pe cineva la Viena, frate, mă poți aștepta în gara. Unde ești? Iată cum. Băi, ce slăbit să fie, domnule, avem mâine botez și avem predicator. Păi, mă, bine ai venit. În clipa aia mi-am amintit că o zis Duhul Sfânt într-un drum care urmează, îți voi face o schimbare de traiectorie, tu să fii liniștit. Mai zic pe cine a folosit Dumnezeu să facă schimbarea traiectoriei să la botez pe doi polițiști de frontieră. Dar eu tocmai înainte de asta auzisem o predică în care spunea că dacă cineva se poartă rău cu tine, urgent să te pui să te rogi, că tu poți să treci ușor. Și m-am pus să mă rog pentru ei, Doamne, binecuvântă, ăștia accept ceva bani, poate vreau un copil bolnav și n-au ce da la spital, poate sunt casa în construcție, se treci lor și la bănuți, dar de binecuvântă, i-am merținut pe cum e chemat de pe eticheta lor, unul chemat Tibor, așa nu mai știu cum, mă, și rugându-mă pentru ei, așa ușor am trecut. Și dacă mă supăram și spuneam, așa sunt gurii ăștia, urșii, așa ardeau, până la urși, ce mai fi? Păi mai puteam eu predica a doua zi. Dragii mei, hai să ne lăsăm de cererele. Amin. Că nu-i chiar așa greu. Iosif Trifa, revista Lumina Satelor, avea o caricatură, un desen cu unul care ținea de un capăt de fune și diavolul trăgea. Și spunea, mă scoate afară din sat, mă duce din familie. Și era jos scris, lasă-te de fune, că nu te poate trage. Lăsați-vă de toate acestea. Amin? Amin. Așa numai dacă vreți să dobândim chipul celui ce ne-a făcut. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos e cel mai frumos. Amin. Dumnezeu să vă dea har. Amin. Cum spunea, știu eu, un bărbat către o femeie, m-am mai bătrânit să rei puțin, dar zicea către el, când te porți, fai cu mine așa frumos te văd. Când te porți urât cu mine, zice, și parcă ești mai hidos. Că ceea ce face farmecul meu este bunătatea lui. Stimați și vreau să răspund un om. Care știți revista Sămânța Adevărului, ați găsit scris ce vă spun eu acum. Merge, vine o femeie comerciant ambulant cu ceva, un sor așa de față. O soră avea vreo 40 ani și se uite că au apărut primele riduri. Și era ceva de cumpărat în rate. Da, cumpără un sor, chipurile arate mai frumoase la bărbat, nu? Și cum se spune lui, că aveau plătit alte datorii, dar nu a trecut mult și participa la o întâlnire cu surorile și vine o soră în vârstă, toată zbârcită pe față, băi, n-avea un centimetru pătrat fără riduri. Dar așa frumos le-a povestit, sunt caracter ales, cum ne-a învățat să se poarte cu bărbații, cum spunea nevasta mea către surori, bărbatul să nu-ți exigenești, nu cu o vorbă, nici cu o privire. Și eu spuneam, băi, voi nici la întoarcere spre casă, îi zice la bărbat, dragă, nu mai pot, m-am ascuns de tine să cumpăr ceva alifii, așa, să nu mi-apară riduri. La care el zice, da, ți-am făcut, e observație, dar nu ne trecem tot. La care ea zice, un singur lucru doresc, când bătrânesc, la suflet să arăt ca bătrână asta. Să pot fi o astfel de femeie cu un astfel de chip. De o bunătate, de o blândețe, de o îndurare cale lui Dumnezeu. Și scrie aici în Coloseni, capitolul 3, ascultați, asta e ceva ce ține de noi. 3:12. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu. Vă dați seama cine suntem, frate și sorori? Ne-a ales Dumnezeu pentru împărăția sa. Aleluia! Cum zice Iuda în epistola sa, păstrați pentru Iisus Hristos, să fii mireasa Lui. Era o soră din Republica Moldova, era supărată, aveau copiii o deficiență de calciu și își rupeau foarte ușor mâinile și picioarele. Și era tot prin spital cu ei. Și supărată, Doamne, eu numai la spital și cum aș copii mai mult se vindecă la unul, se rupe la altul. Și într-o zi în Chișinău, așa oameni pe bulevard, plin, o zi de sărbătoare, de piață, și spune Domnul, stai pe loc, uite-te în jur.
Și cu Domnul așa o poză. O zi, din câți vezi în jur, niciunul nu e a meu. Tu ești a mea pentru vecii vecilor. Și-o zi, gata, sora, atunci nu contează dacă se rup mâinile sau picioarele. Auzi, pe mine Dumnezeu m-a ales și pe ăștia toți, nu? Ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, auzi, prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă. Măi, dar băgați-ați de seama la cuvântul ăsta, plină, numai așa că m-am și eu ceva bunătate și restul ce faci acolo? Plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, de îngrădare, încăduiți-vă unii pe alții, așa așteptați, unul e mai lent, altul e mai rapid, unul învață, altul mai greu, nu? Și dacă unul are pe cine să se plângă de altul, păi ce-a făcut, păi nevasta, păi bărbat. Atunci ce le facem? Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Amin. Așa e frumos când ai accident și ești tu de vină să ai de face cu un șofer bun, nu? Ala, mașinile nu sunt decât lovite și care urmează să fie lovite. Dar nu fie, este asigurare, dacă nu s-ar face fierele, nu te necăji. Dar să te comporți și când ești tu, ai vrea când ești tu de vină, dar și când e altul de vină, să spune, păi nu te necăji. Îmi spunea fratele Romică din Republica Moldova, un păstor, păi venea unul, a izbit vă două mașini, de-a mea a bușit-o mai tare. Păi al doi scandal, eu i-am spus, băi, fii liniștit. Și mă întreabă, dar tu de ce te porți așa fain cu mine? Și băi, eu sunt pocăit celălalt, zice, pacea Domnului. Era și celălalt pocăit, păi, zice, dar eu și predicat, te mă auzeai, dar zice, acum poți să predici liniștit. Îmbrăcați-vă ceva ce ține de noi, nu-i chiar așa greu. Păi să nu te mai cerți, hai să spun un exemplu simplu. Așa e că dacă te ceri cu nevasta și vine un musafir, te faci cu minte, nu? Nu te ceri față de musafir. Și că unul fugea cu furca prin grădină, știi, după femeie, era pe vremea comunistă și trece miliția pe drum, atunci era oameni mai frică de miliție ca acum de poliție. Prin Ioane, ăsta aruncă furca și da, tovarăș! Mă, zice, ți-e mai frică de miliție decât de Dumnezeu, mă. Dumnezeu s-a uitat la tine, bine că o scăpa beata nevastă, că tu o loveai. Păi, dragii mei, la ce ne-a oferit Dumnezeu chipul său, la ce vrea să dăltuiască, mă, vrem să rămânem tot așa, mușuflați, tot supărați să rămânem. Sau ne lăsăm de asta? Și ascultați încă ceva scrie aici, mă apropiu din pierii, asta e ceva mai greu, știi? Coloseni 3:5, de aceea omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ, corvia, necurăția, patimarea, comia. Măi, să te lași ușor, dar să omori. Asta o fi ceva mai greu, așa? Hai să vă citesc alte imagini, aceleași ton. Galateni, capitolul 5:24, cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, dacă vreți să fiți al lui, să vă ia când vine. Și-au răstignit firea pământească, pentru că prin răstignire moare împreună cu patimile și poftele ei. Și că un frate se ruga și spunea rugăciunea lui, Doamne, fă să țină bine cuile! Și au spus, frate, la ce te referi? O zis, mi-a răstignit firea pământească, dar mă tem că nu țin cuile și este acolo. Și mă supăr odată. O, Doamne! Cum e cu răstignirea firii pământești la dumneavoastră? Da. Poate ziceți, frate, cum adică să o răstignim? Punem pe cruce? Nu, numai dacă nu te poți controla, bagă numai 4 zile de post pe săptămână și 3 ore de rugăciune. Se vede. Cum blânzești? Cum spunea fratele Simeon, cei mai bătrâni l-ați cunoscut, ați auzit de-a lui. Zicea, ei, când bagi la post, apoi, nu numai că nu mai răspunzi de întrebat, nici nu mai întrebi orice. Da, mai spune că e un tânăr, zice, frate, nu mă pot înfrâna. Îl întreb, postești? Nu. Apoi să nu mai spun cu și ce mâncă, știi, cu ce mănâncă, acum că toate astea le-a stârnesc, imagini. Apoi, dragul meu, armăsar, fără căruță, fără șau, fără hățuri, fără zăbală în gură, spune tu să meargă cu mine. Dar ea pune hamul pe el, căruța plină, la lucru de dimineața până seara, 3-4 zile de post, rugăciune, să vezi cum merge la pas. Amin. Dar dumneavoastră vă știți că sunteți de greu de stăpânit. Care se poate lăsa, nu-l băgăm la regim mai greu. Dar care nu poate,
Păi scrie în Biblie, vă citesc, a zis Domnul Iisus, Matei, capitolul 18, de la versetul 8, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le, leapă-le la tine, nu știu la doctorul să le coasă. Păi, dar cum adică să tai mâna ta, Domnul, că mai bine ciungă. Decât să nu-i trerai. Dreptui că pentru o boală omul ce te sitai piciorul să nu moară tot, dreptui. Apoi pentru cele sfinte nu mai mult contează. Da. Încercăm noi să spiritualizăm că opiul înseamnă asta și asta înseamnă opiul, asta s-a spus. Păi mâna înseamnă asta. Știți în ce context folosește Domnul să scoți ochiul și mâna? Când vorbește de păcatele trupului, când tine te duce ochiul și apoi mânuța noastră cu minte și apoi piciorul, că ochiul e la casa acolo când te prorocă. Taie-le! Dar cum adică să le tai? Păi n-am spus să le tai, dar să te lupți cine vrei 12 cu 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Sânge, știți textul, nu? Urmează aplicați. Amin. În lupta împotriva păcatului. Într-o celulă rusă au băgat în un frate, o femeie tânără, să-l provoace la păcat. Și fratele când s-a dat seama că e grav, a început să se muște așa cu gura lui, să-și facă rând. Ca să sufere. Ca să nu cadă în păcatul acesta. Luați toate măsurile ca să, care se impun. Ca nu cumva omul nostru cel vechi să ne ducă la moarte. Le spun la copii, la tineri care acum cu tehnologia, să tai mâna. De eu să te din oră? Că nu scrie, din cot, nu scrie. Mă de aici. Să nu ceva. Eu numai cu vârful de aici treabă gândit. Hai, mă vârutez. Jos pe. Ăsta numai care i-a apăsat acolo. Taci. Apoi până te-ai vindecat, nu mai apeși, nu? O să vrei să apeși cu ăla, așa e? O să spune ce vrei să pățești și eu. Zâmbiți. O, Doamne! Dar dacă nu ne pocăim, e baie. Frașii și sorori, biserica lui Dumnezeu de Sfinți, spital de păcători, veniți și vă tratați. Amin! Dumnezeu vrea să se îndure de noi. Amin! Dacă sunt lucruri mărunte de care n-am scăpat, să ne lăsăm în această seară. Amin! Că noi n-am învățat așa pe Hristos în felul lui. Noi l-am învățat să fim ca El și să devenim cu El pentru veșnicie. Dacă sunt stări mai grele de care nu vă puteți lăsa, cereți ajutor. Dreptii că dacă dă o boală, un cancer, apelăm la adunare și se roagă frații pentru noi. Dar duci pentru o boală, pentru un păcat de care nu te poți lăsa, n-ar fi corect să apelezi. Amin. Te lupi singur, nu poți, cere ajutor. Doamne, patima asta mă robești. Mă pierd, Doamne, pentru, uite, o lăcomie, bietul Iuda, îl mai pomenesc eu uneori. Ce păcat au avut în afară de lăcomia de bani? Mai știți dumneavoastră? Păi că asta l-a dus să fie și pervers, așa să mintă, minciuna e mâner care potrivește la toate sculele. Păi câți bani a fi luat Iuda? Eu sunt contabil de profesie. Măi, mulți n-au putut lua, că ucenicii erau săraci. Apoi n-au putut băga mâna adânc în pungă, de se prindeau ceilalți. Și nici pe ultima seară nu știu seama că el ia de acolo. Și cu banii au care a vândut pe Domnul a făcut ceva. Și atunci s-ar fi întrebat, bietul Iuda, tu pentru ce ai ajuns aici? Pentru 20 de lei. Pentru nimica toată. Undeva în județul Arad era un frate care nu avea altă parte pentru plăcea să bea. Un păstor a luat în primire biserica aia și pe sora lui, acum și am văzut, frate, pune-l în dreptul pe soțul meu, uite, dar de ce o dau în dreptul? Pentru că tot bea și se știe asta și pricină și pentru altul. Și îi spune, frate, acum ești bătrân. Nu înțelegeți voi Biblia, se poate și să vină. O să ajungi bătrân, ne dă Dumnezeu vreme să pocăiască, cum scrie de Izabela, din Apocalipsa 2. O nu spre 90 de ani, nu mai putea bea decât ceai cu paliu. Spunea că de soție, tu discuți în tine. Bietul om, să te pierzi pentru lucruri mici, pentru lucruri mari. Îi iați ce o să facă oamenii. O să-și amintească de lucrurile de care nu s-au pocăit. Ce-a văzut bogatul dincolo? Imaginea colază. Ce n-a mai putut suporta Iuda, că l-am amintit? Ce n-a mai putut suporta? Banii. O să ai vreme în eternitate să reiei lucrurile care te-au ținut legat. Lasă-te acum de el.
Amin. Dumnezeu ne-a rânduit seara asta de îndurare. Aleluia. Să ne spună că vrea să terminăm cu omul cel vechi, să ne îmbrăcăm într-un om nou. Amin. Făcut după chipul lui Dumnezeu. Amin. Zis David, scrie 2 Samuel 9, Doamne, le spune, este cineva acasă de Iolatan? Vreau să mă port cu el cu o bunătate? Ca bunătatea lui Dumnezeu. N-ai vrea să ai și îndurare ca îndurarea lui Dumnezeu. Amin. N-ai vrea să ai și o blândețe ca a lui. Amin. O credincioșie ca Dumnezeului nostru. Ca pe când vom ajunge în cer, cum va fi acolo? Și că Domnul Iisus e cel în tine scuntre mai mulți frate, o să semene toți numai sfinți, numai bucurie, numai har, numai îndurare. Să nu rămâi aici pentru niște freacuri. Renunță la ele, că Dumnezeu este gata să vină. Aleluia. Și chiar dacă încă mai zăbovește, că nu știm ceasul, nu știm când plecăm noi, așa? De aceea fie seara asta să adorăm cu toții în pace, dacă trebuie. În seara asta, dacă ai ceva nemărturisit, nu te culcați până când spui, Doamne, te rog, ajută-mă, vreau să devin curat. Amin. Lăsați conștiința să lucreze, lăsați Duhul Sfânt să vă conștientizeze de orice vină. Amin. Dacă aveți ceva cu cineva, ceriți urgent de iertare. Amin. Și dacă e nevoie, oferiți iertare tuturora. Amin. Că Dumnezeu să-și facă numele de slavă între noi. Amin. Și în ziua aceea, nu știu când mai vin la dumneavoastră, dar ziua aceea să ne întâlnim bine. Amin. Mai promiteți? Amin. Că vă siliți? Domnul vă așteaptă. Amin. Să ne dea împărăția cu plăcere și să ia cu năvala. Nu mai zăboviți. Renunțați la tot ce e rău și să ne ajute Domnul. Privind spre El. David, vreau să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Dar știți de ce? Să privesc frumusețea Domnului. Amin. Să nu spune 2 Corinteni 3. Să ne schimbe Domnul din slavă în slavă. Prin Duhul, în același chip ca al Domnului. Amin. Domnul să fie slăvit pentru planul Său de mântuire și să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.